Kinosaga a devenit un fenomen pentru micii mehedințeni. Proiecțiile de filme, atelierele de creație, dar și cluburile de lectură s-au desfășurat cu mare succes până în acest moment. Lumea minunată a copilăriei ce respiră în această perioadă la drobeta Turno Severin se lasă cu aplauze, dorințe și povești unice. Încă de la prima proiecție, cea care a deschis festivalul Kinosaga, copiii au ieșit bucuroși și hotărâți să retrăiască aventurile personajelor de film. Urmată de clubul de lectură cu entuziasm, dar și atenți și captivați de lumea fascinantă a poveștilor, cei mici nu mai voiau ca această activitate să se încheie. Palatul Culturii este plin de copii, de ateliere, de filme, iar specific clubului de. de... Lectură. Vreau să vă spun că am avut copii aici de la 4 până la 14 ani, foarte bucuroși. Rar ne-a fost să avem în teatru o asemenea animație de bucurie și o explozie de, de copii bucuroși și fericiți, și s-au citit povești, s-a interacționat cu ei. Și la plecare, fiecare din, din copii a plecat cu cărticica despre care s-a vorbit. Kinosaga este un festival pentru bucuria copiilor. Nu e o bucurie uriașă, pentru că rar ți se întâmplă să ai parte de astfel de, de reacții atât de proaspete. Și cred că publicul tânăr, copiii în mod special, cred că sunt barometru cel mai accurate, cel mai curat, cel mai fidel în ceea ce privește percepția și calitatea unui film. Și filmele pe care le-am avut sunt filme făcute în general în țările nordice, care dau o importanță uriașă copiilor. Ei își construiesc toate poveștile cinematografice, pornind de la discuțiile cu copiii, de la nevoile lor, de la preocupările lor. Își verifică filmele, primele proiecții le fac exclusiv cu copii și după aceea se mai duc o în producție să verifice filmul, să-l să modifice, să-l scurteze sau să-i pună secvențe de care Copiii simt că aveau nevoie în momentul acestor prime vizionări. Și lucrul ăsta s-a simțit în sală pentru că toți au fost foarte, foarte, foarte fericiți. La atelierele de cele de făcut medii, materiale reciclabile și la atelierele de păpuși, se tot întorceau așa în buclă și a fost și acolo. Erau așa o, o efuziune de, de, de public doritor să facă asta și de părinți interesați de ce se întâmplă aici. Astăzi, lumea magică a poveștilor a continuat cu volumul de versuri pentru copii și o sete colorate de purtat tot timpul, iar autorul a intrat în direct cu cei mici. Kinosaga este un festival în plină desfășurare, iar copiii sunt fericiți de tot ce le este oferit.